ce v-ați rezolvat problemele cu licența. La pornirea programului aveți o fereastră de întâmpinare. Aici o să vă apară proiecte recente, dacă e cazul, dacă ați mai lucrat ceva până acum. Șabloane sunt niște proiecte exemplu cu care vine programul. Și în ideea în care vreți să consultați, să mai vedeți o variantă sau un model făcut de cei de la SCIA prin care să faceți anumite comparații, în orice caz. Deci e o bază de date de elemente. Tutoriale sunt tot niște exemple de SCIA care vin unele și cu un manual în spate, de exemplu tutoriale după Eurocode. Pentru calculul unui cadru din beton aveți aici și un tutorial. Deci puteți accesa un PDF și aveți și modelul făcut. Deci asta în ideea în care vreți să vă familiarizați cu programul, să vedeți cum predau cei din Belgia. La fel și pentru metal există abordarea asta, să se deschidă PDF-ul și să se urmărească un exemplu făcut. Asta este o sursă de învățare. O altă sursă este acest Learning Center, în care vă face un fel de quick start, adică aveți niște filmulețe ce vă învață primii pași în SCIA. Câteva elemente foarte, foarte simple ca să vă obișnuiți cu interfață. Astea sunt în situația în care ați fi dorit să începeți de la zero, să învățați programul. Pentru cei mai avansați, recomand centru de resurse. Aici găsiți și povești despre module, despre cum se fac verificările. Deci e o abordare ceva mai tehnică și, în general, dacă aveți o problemă sau nu știți cum calculează ceva, puteți căuta în zona asta, Resource Center, și explică foarte amănunt. Și apoi există help-ul. Help-ul e concentrat pe funcționalitatea programului, adică vă zice pe ce butoane să apăsați, are o structură ierarhică și e cumva gândit pe elemente. Este mult mai scurt decât ce era în zona de în centru de resurse. Acum o să mă duc la un proiect gol, blank project, și mergeți dumneavoastră. La fel, să facem un proiect nou. În SCIA, datele sunt organizate pe proiect. E cam aceeași filozofie ca în alt plan, numai că în SCIA e un singur fișier. E un fișier de tip ESA. Dacă este generat cu licență comercială, pe licență educațională, extensia este ESAD. E un format mai special prin care se poate deschide doar cu licență educațională. Deci, practic, voi cu licență educațională aveți acces la toate modulele programului și puteți deschide orice proiect comercial. Invers, nu. Deci, cu o licență comercială nu se pot deschide proiecte făcute de studenți. Acum, la definirea unui proiect, avem niște date. Datele acestea o să se treacă în ANTET. Deci, dacă le completăm aici, ele se vor completa și în ANTET-ul breviarului de calcul, în cartuș. Deci, devine foarte comun. Să-i zic curs SCIA Basic. Ce o să-i spun? Fază, nu știu, proiectare hală mixtă. Și la descriere o să-i spunem dimensionare conform Eurocode. Deci am pus niște date, informațiile astea vă ziceam că se duc în cartuș și în breviarul de calcul. Aici vă puteți semna pentru proiect și data. Astea sunt niște date inițiale generale, după care intră în discuție ce fel de proiect urmează să realizăm. În SCIA puteți calcula structuri foarte simple, 3 bare, 2 bare, 9 bară, sau ceva în genul proiectelor pe care le-ați văzut mai devreme, stadioane, proiecte de-a lui Zaha Hadid și așa mai departe. Întrucât programul e gândit să facă și lucruri simple și lucruri complexe, în prima fază asta ne cam întreabă aici cu structură, ce vrem să facem. Adică dacă vrem să verificăm o grindă de la statică, ne voi face un proiect complex. Și de fapt sunt mai multe șabloane prin care se stabilesc gradele de libertate ale structurii. Și o să le trec în revistă pe acestea. Avem grindă cu zăbrele XZ. Acesta este un model plan
Avem 3 grade de libertate, 2 translații și o rotire. Este, iar barele sunt articulate. Deci genul ăsta de grindă cu zăbrele XZ vă poate fi util dacă vreți să dimensionați o grindă cu zăbrele în plan. Deci nu vă mai puneți alte probleme, aveți doar de dimensionat o grindă cu zăbrele. De ce XZ și nu XY? Pentru că una din orientări va fi pe verticală. Programul permite să asamblați mai multe modele. Adică gândiți-vă cum e acel stadion. Pentru stadion, stadionul poate să aibă elemente din beton, elemente de metal. Cineva, un proiectant, poate să facă acoperișul pe care îl împarte în felii, în probleme diferite și în prima fază va evalua ce se întâmplă cu o grindă cu zăbrele, ce va face parte din acoperiș. Și el o calculează pe un model de tip XZ, grinzi cu zăbrele. După care, alți colegi calculează partea de beton și apoi se pot uni modelele. Deci aveți posibilitatea de a uni mai multe modele de calcul ca să faceți o verificare globală. Conceptul ăsta este foarte uzual când avem, de exemplu, incinte subsoluri comune. Avem 3 blocuri care stau pe un subsol comun. Ele se calculează independent blocurile, dar apoi vrem să vedem ce efect au asupra radierului și ce interacțiune apare între cele 3 structuri și lucrul ăsta se poate face. Deci se pot importa unele modele între alte. Și în ideea importului dintr-un model 2D într-unul 3D s-a făcut această convenție ca orientarea să fie pe direcția lui Z. Deci avem grinda cu zăbrele XZ, vă ziceam că e un cadru plan în care barele implicit sunt articulate la capăt. Cadru XZ este un cadru în care barele sunt implicit încastrate. Deci avem un cadru cu noduri rigide, când desenăm barele, nodul respectiv este încastrat. Pe acest model putem adăuga articulații mecanice, modelând articulația, dar implicit nodul doar desenat este încastrat. Aceeași discuție pe 3 dimensiuni, adică pe XYZ, avem grinzi cu zăbrele XYZ. Deci grinzi cu zăbrele înseamnă că barele implicit sunt articulate, nu trebuie să le pun manual articulații. În timp ce la cadru XZ barele sunt încastrate, dar suntem în domeniu spațial, deci avem 6 grade de libertate pe nod, 3 translații, 3 rotiri. Rastru e un model în care doar facem niște construcții de ajutor. Placă, perete sunt modele foarte simple în care studiem o singură placă sau un singur perete. Vreau să vă dau un exemplu cu model tip placă, vă puteți face temele la calculul plăcilor. Faceți materia asta, nu? Calculul plăcilor. Deci acolo aveți diferite tehnici de a calcula o placă cu metode de mână, cu operatori cu și așa mai departe. Pentru evaluarea cu element finit a unei plăci puteți folosi un astfel de model. Similar este și pentru perete. Cel mai general, de unde și numele model, este general XYZ. Care este diferența între general XYZ și cadru XYZ? Este că în general XYZ putem pune și elemente finite 2D, cum ar fi plăcile și pereții. Deci, practic, cu general XYZ modelați orice tip de structură spațială cu toate tipurile de elemente finite disponibile. O să facem modelul cu general XYZ pentru că e foarte bun în situația aceasta și nu dorim nicio limită. Deci asta vă rog să selectați. După care în partea de jos mai am o anumită concepție a modelului. Deci putem alege structuri. Și după cum arată poza, este o structură gata executată pentru care noi facem verificări. Deci în abordarea aceasta este o abordare tipică de construcții în care verificăm clădirea dacă rezistă la forțe. Nu ne punem problema cum s-a construit clădirea sau ce forțe acționau până s-a construit. Deci nu, se dă clădirea și se verifică. Ca la școală. Adică la școală așa se face. Când calculați o clădire, o considerați că e deja construită. Lucrul ăsta se poate practica la civile. În construcții civile uzuale. Însă la alte structuri mai speciale, cum ar fi la un pod, păi până e gata podul, se tot schimbă schema statică, se schimbă forma, se schimbă reazmele. Adică, de exemplu, poate să plece podul din două console, pleacă din două capete și după ce se unesc, el își schimbă schema statică. Până se unește, are tot felul de ancoraje în mal și apoi când s-a unit, devine o grindă continuă. Deci două console devin grindă continuă. Dacă nu se unesc, avem două poduri. Știți, glumă.
Deci asta e un concept pe partea de etape de construcție sau la fel avem conceptul de absență. Putem să evaluăm ce se întâmplă cu clădirea noastră dacă se fură o diagonală. Uitați cum e în poza aia cu X-urile roșii, vine cineva și ne fură niște diagonale. Și vedem, mai ține clădirea sau nu mai ține. Sau chiar în situația unui, doamne ferește, un atentat, ce se întâmplă dacă cedează un stâlp? Cade toată clădirea, ce se întâmplă? Deci ca să nu faceți save-ezi la model și să ștergeți un stâlp și să vedeți distribuția de forțe, în astfel de analize se pot face ipoteze că anumite elemente au dispărut sau nu lucrează. La fel pot simula cu un element aflambat, a ieșit din lucru și să văd dacă restul elementelor pot duce încărcare. Deci astea sunt niște analize ceva mai avansate care se fac în mod special în zona de infrastructură, în, la poduri, mai pe românește, și poate fi utilă și la structuri compozite pentru noi inginerii proiectanți de structuri. Deci, în majoritatea situațiilor noastre veți lăsa structuri, că e suficient. Deci, proiectăm la clădire, structura o proiectăm să reziste deja executată. Aici este o mică subtilitate de care vreau să țineți seama. Aici e ceva de bucătărie internă a programului și explică un pic aici interfață post-procesare. Vezi 16 și mai vechi. Că eu vă recomand până, nu știu, se lansează și CIA 20 și cred că și după să lăsați V16 și mai vechi, nu sună prea optimist. Este vechea interfață de procesare, de post-procesare informației, dar care are toate funcționalitățile CIA. CIA dorește să treacă pe o variantă completă de 64 de bits, deci care are capacități de multithreading și să calculeze construcții foarte complexe, mai complexe decât până acum. Însă nu au terminat de rescris toată funcționalitatea și atunci dacă dumneavoastră stați pe V17, nu o să aveți toate funcțiile programului și de aceea vă recomand să puneți V16 și mai vechi. În situația în care nu puteți schimba din V17, înseamnă că ați instalat ediția de 64 de biți și recomandarea este să instalați varianta de 32 ca să puteți face această modificare. Se poate oricând în orice etapă schimba între versiuni, dar important este să vă lucrați proiectele pe V16 și mai vechi, altfel vă lipsește din funcționalitate. După care, în partea dreaptă, avem normativele. Normativele sunt foarte importante în dimensionări și în evaluarea încărcărilor. Deci programul nu o să facă doar un calcul cu element finit. El o să ne ajute și în evaluarea acțiunilor, în generarea automată a combinațiilor de încărcare și apoi în partea de evaluare a capacității. Deci programul să vă spună dacă un stâlp ține sau nu, un profil metalic, dacă rezistă sau nu, un stâlp armat cu armătură, dacă e suficientă armătura sau mai trebuie. Iar atunci, noi dacă decidem că proiectăm pentru România și lucrăm după Eurocod, vom alege normativul Eurocod cu anexa românească. Lucrul ăsta trebuie să vă încânte foarte mult, vă ziceam că programul e foarte dezvoltat în partea de vest. Iar dacă aveți de proiectat pentru Germania sau pentru alte țări care au anexa națională aici, e suficient să alegeți anexa germană și atunci aveți datele de proiectare specifice acelei țări. Deci avantajul este că dumneavoastră învățați la școală Eurocod, sper, se face Eurocod, nu? Ok. Da, adică nu sunt se mai predăstați. E anexă națională, standard românesc. Spuneam că dumneavoastră, dacă ați învățat Eurocodul, puteți proiecta în orice țară europeană, fiindcă sunt aceleași relații. Sunt doar câțiva coeficienți numiți parametri determinați național, ce se schimbă în funcție de țară. Și asta o va face programul automat. Deci dacă știți să proiectați în România după Eurocod, știți să proiectați în orice țară unde se folosește Eurocod. Programul completând necesitățile specifice țării. În funcție de normativ, dumneavoastră o să aveți și altfel de materiale. Adică materialul este direct legat de normativ. Doar ca să exemplific lucrurile, dacă aș vrea să proiectez pentru America și aș alege International Building Code, momentul în care vreau să definesc betonul,
Atunci am denumiri specifice standardului american, care mie nu-mi spun nimic. Armături specifice standardului american, care iar nu-mi spun nimic. Dacă revenim la Eurocode, atunci observați că materialele sunt în regulă. Le știm, le cunoaștem proprietățile, ne pricepem. Ce anume? Nimic, n-am schimbat nimic. Momentan doar povestesc. Da. Haideți acum să alegem. Deci la beton o să punem un stâl din beton mai bun, să spunem C30-37. Adică definim un beton pentru că îl vom pune la stâlp și am zis eu să aibă o clasă bună. Ca idee, când vedeți puncte-puncte în program, înseamnă că puteți accesa și mai multe proprietăți. Și dacă intrăm în zona aceasta, o să găsim ce înseamnă betonul C30-37. Deci pe lângă proprietățile de material, cum ar fi masă unitară, coeficient Poisson și așa mai departe, avem și caracteristici specifice codului, adică am toate caracteristicile de rezistență pe care le va utiliza programul în determinarea capacității. Inclusiv dacă am anumite modificări de făcut pentru clasa de ciment, să aleg alt ciment, tipul de agregat, toate acestea ne vor influența comportarea elementului. N-am schimbat nimic la partea asta. La armături, sunt armăturile așa cum s-au definit în Eurocode, adică cu denumirea aceasta cu B și după rezistența la curgere. O să vă transmit pe e-mail și un fișier cu armături românești, PC, OB, dar recomandarea ar fi să utilizați BST, pentru că PC52, OB37 nu mai sunt conforme cu Eurocode. Nu sunt rele în niciun caz. Sunt niște armături foarte ductile, sunt bune pentru zona noastră seismică, dar nu sunt conforme cu Eurocode. Și, practic, dacă noi proiectăm după Eurocode, ar trebui să respectăm acele minime. Ce anume? Da. Și prețul este similar. Nu e mare diferența la bani între BST și PC. E nesemnificativă. Da. Să zicem. Adică la PC trebuie să-ți garanteze mai puțin. Că el ține mai mult. Dar ei îți garantau 300 de megapascal și BST-ul e garantat 500. Dar puteți să-i zici PC și lui BST. Unde intervine și cu adevărat delicat, observați că sunt niște litere. De ce am B-ul ăla, e, așa e notat armătura, nu știu, bară, e de la ceva în engleză, nu știu de la ce. Valoarea aceasta este rezistența caracteristică la curgere. Observați acest FYK, ăsta e B500. Însă, unde trebuie dumneavoastră să vedeți când vi se livrează un BST, ca să știți dacă e B500 AB sau ce, este în zona aceasta de elongație. Aici, elongația maximă. Deci uitați-vă, dacă am un B500A, elongația maximă este 250 ori 10 la minus 4. Dacă am B500B, am 500 ori 10 la minus 4, B500C am 750. Deci asta ce înseamnă elongația? Înseamnă cât se alungește maxim până la cedare. Dar este o elongație relativă, adică este, vă ziceam, valoarea asta, 750, ar fi un 0,75, dacă ar fi procentual, da, cred că ar ieși un 7,5% alungire față de dimensiunea inițială, adică iei bara și tragi de ea încă 7,5% din lungimea ei. Lucrul ăsta este foarte important dacă folosim conceptul de proiectare ductilă și vrem să formăm articulații plastice, atunci elementul trebuie să fie ductil. Adică el e proiectat să intre în curgere și când a intrat în curgere să aibă un palier cât mai lung. Deci să nu intre câțiva milimetri și după aia s-a rupt bara. Acolo ne-ar interesa ductilitate. Deci practic asta trebuie să vedeți dumneavoastră când alegeți să lucrați cu BST-ul. Producătorul să vă dea elongația maximă, că în funcție de asta știți ce să considerați, B500A, B500B, B500C.
dacă dumneavoastră nu știți cine e constructorul, cum este adesea, impuneți prin prima B500C să vă livreze la această clasă de ductilitate. Bun, asta e doar o discuție ca să vedeți ce faceți aici. Eu o să mai intru așa din când în când în bucătăria din spatea programului pe puncte-puncte, ca să aveți un pic habar ce se întâmplă în spate, că altfel puteam să zic direct, puneți C30-37, că așa vreau eu. La fel și la armătură, de fapt la armătură v-am arătat, sunt caracteristici. Vreau un pic să înțelegeți și ce înseamnă alegerea normativului. Deci la alegerea, ok, aici se poate schimba normativul, vreau la anexa națională. Dacă intrăm pe puncte-puncte lângă România, o să vedeți structura eurocodurilor și practic cu ce intervine anexa națională. Deci în fiecare țară, în zona de parametri determinați naționali, se pot face anumite modificări. Și lucrurile astea le face anexa națională. Nu asta nu aveți de făcut nimic. Eu intru aici doar ca să vă arăt ce se întâmplă când alegem pentru România. Deci sunt anumiți coeficienți de siguranță, de exemplu, pentru reducerea încărcării variabile secundare. Lucrul ăsta îl va face automat programul și nu trebuie să vă bateți dumneavoastră capul cu ce coeficienți de siguranță se lucrează în Germania sau în Anglia. Alegeți Anglia, Germania și programul le va completa. Bun, cam atât, închidem aici și mai avem o zonă, un următor tab, activare module. Programul face foarte multe tipuri de analize, dar nu toate situațiile avem nevoie de toate analizele. Și atunci el caută să meargă, să limiteze un pic funcționalitățile, încât să folosim numai ce este strict necesar. Acum, la acest proiect, momentan nu vreau să activați nimic. Deci, dezactivăm toate, pentru că vreau să le activăm pe măsură ce le utilizăm. Astea sunt module adiționale. Programul lucrează și fără ele active, dar le vom activa și comenta pe măsură ce avem nevoie de ele. Bun, aici la acțiuni vom reveni când definim acțiunile și la setări să lucrăm pe format metric, nu imperial. Ok. Dați-i un ok și abia acum programul se inițializează pe baza setărilor noastre. Și după ce vi se inițializează, cea mai importantă mișcare este să salvați modelul. Dacă l-ați salvat măcar o dată, programul îi va genera automat fișier de backup și va face un istoric cu versiuni. Condiția este să-l salvați o dată. Salvați-l oriunde, deci este un fișier și va rămâne un fișier și după ce rulați analiza, nu se umflă, se ocupe cu alte fișiere, puneți-l undeva local. Așa. Păi l-a salvat, nu? Acum vreau un pic mai comentăm setările. E un buton cu albastru. Interfața nu arată foarte modernă, așa. Se mai poate ajusta. De exemplu, bara asta cu butoane galbene se poate muta, să punem pe un lateral. Nu e obligatoriu să facem aceste modificări. Ideea este că o să vedeți că se lucrează destul de repede cu programul și nu avem nevoie de multe setări. Însă să intrăm la opțiuni, să ne asigurăm că avem cu toții toate butoanele programului. E un buton cu albastru, un careu numit setări opțiune, printre primele. Iar aici ce vreau să vă asigurați, când vine implicit instalat, le are pe minim funcțiile, vreau să vă asigurați că e pus pe complet. Ca să aveți toată funcționalitatea și mai avem aici un comentariu în zona de număr maxim pentru elemente, mai adăugați 4 zerouri sau 5 zerouri să funcționeze pentru oricâte elemente selectăm. Deci la elemente nu la entități? Și la entități. Mai puneți 4-5 zerouri, e prea puțin 500 și 100, poate înainte când erau calculatoarele mai slabe conta. Bun, limba se ajunge imediat, se schimbă aici la altele. Le ziceam
primele setări pe care le facem, am mai adăugat zerouri, am pus complet. Ca idee, la instalare, el își pune fișiere în foarte multe locuri, în zona asta directoare. Găsiți unde și-a pus fișierul de temporare și alte fișiere. Unde vă interesează pe dumneavoastră din când în când să mai curățați este în zona asta de autosalvare, că aici ocupă destul de mult spațiu. Se și poate schimba să fie în altă zonă, dar să știți că dacă nu mai aveți spațiu, s-ar putea să fie acolo o problemă. Ziceam de autosalvare, doar să luați aminte unde își pune el autosalvările. Ele și le și curăță în funcție de setări, dar de multe ori uitați să le ștergeți și ocupă spațiu. Dacă mergeți la altele, penultimul tab, puteți aici alege limba. Și veți avea disponibile limbile instalate. Adică sper că aveți româna. Și de aici se va alege limba română. Observați că avem două zone. Avem spațiu de lucru, poate fi în limba română, iar notele de calcul să fie în limba germană, sau în engleză, sau în franceză. Sau de asemenea puteți avea breviarul în mai multe limbi. Și asta iar reprezintă un mare avantaj cum proiectați în alte țări. Să punem pe română. Îi dăm OK și pentru că am făcut câteva modificări fundamentale, cum ar fi meniu complet și limba română, exact, închideți programul și mai porniți-l o dată ca să intre în lucru aceste setări.